Am găsit, stimați telespectatori, am invitat în studio un pediatru celebru, fără să fie cunoscut. Ăsta e un paradox, domnule doctor Emil Căpraru, pentru că în timp ce cartea dumneavoastră, Mama și copilul, e cunoscută în toată România, autorul ei, Emil Căpraru, a reușit să rămână totalmente necunoscut. Vi se pare normal, domnule doctor? Întâi că eu nu sunt un medic celebru. Eu sunt un medic obișnuit. Sunteți celebru. Mii și mii de mame din țara asta și-au crescut copiii după Căpraru. Dumneavoastră, în materie de creștere a copilului, sunteți cam ceea ce e Sanda Marin în materie de bucătărie. Aveți în casă Sanda Marin? Da. Ei, așa cum dumneavoastră aveți în casă Sanda Marin, așa aproape toate familiile cu copii din țara asta trebuie să aibă sau să fie avut în casă mama și copilul. Dumneavoastră aveți și o biografie neobișnuită. Nu cred că este neobișnuită biografia mea. Biografia mea este biografia unui intelectual din epoca în care am trăit. Omul este produsul epocii în care trăiește. Ați observat ca pediatru care ați străbătut veacurile și ați intrat în atâtea familii, se deosebesc fundamental bebelușii de azi, de bebelușii, să zicem, din anii 60 sau 70? Nu bebelușii, dar copiii mai mari. Sunt mult mai dezvoltați, mult mai complicați. Gândiți-vă că pe vremuri jucăriile erau niște scheme ordinare. Acum jucăriile sunt extraordinar de atractive și de complicate. Nu numai complicate, dar stimulative. Și ziceți că ați avut o biografie tipică de intelectual care a străbătut veacurile de care ați avut dumneavoastră parte. Da. Totuși, domnule doctor, nu toți intelectualii care au străbătut deceniile astea au făcut 6 ani de pușcărie între 58 și 64. Din clasa mea am socotit, 14 au făcut pușcărie. Deci noi n-am putut să ne adaptăm. Dumneavoastră nu v-ați adaptat în sensul prost al cuvântului. Ați avut niște opțiuni care v-au costat. V-au costat, în primul rând, un ochi. Decenii de-a rândul, dumneavoastră ați vizitat mii de bebeluși și ați examinat îndelung, cum ziceți, cu un singur ochi. Da. Cu care ochi? Ochiul drept. Cu ochiul drept. Iar cu ochiul stâng nu vedeți deloc? Deloc. Cum v-ați pierdut ochiul? Eram la Jilava. Și într-una din zile auzim că țipă oamenii pe sală. Când ajung la noi, spune, tu ăla de acolo. Și am mers pe sală. Pe sală era caraliul respectiv și cu un ostaș în termen. Ostașii ăștia în termen erau uneori mai răi decât ei, că voi o să pună bine ca să rămână cadre mei ei. Și m-au dus acolo într-un loc mai îngust, așa îi spunem noi, Suez, pe sală. Suez? De la canalul de Suez? De la Suez, că era o îngustime așa. Și încep să mă bată. Văzând că n-am reacționat în niciun fel, ăsta încep să mă bată cu pumnii așa. M-ați înțeles pe față. Și el mă întreabă, mă, ce ai fost tu afară? Am fost medic. Ce medic? De copii. Și ascultă-mă, dacă nu țipi și te pui cu noi, crăpi. Eu aveam însă o caracteristică. Rezist la durere. Nu mă doare. Asta aici n-aveți niciun merit. Da. Cu asta v-ați născut, nu? Da. Cu asta m-am născut. Deja mă testaseră că ei nu pot să obțină la mine decât de anumite anchete. A început cu 48 de ore în care ei s-au schimbat din 3 în 3 ore. Unul mă bătea, unul mă înjura și unul vorbea frumos. Eu am avut o anchetă grea pentru că nu m-au arestat de pomană, să fim înțeleși. Simțeau nevoia să nu mai fi nimic. Când te lua și spunea ochelarii și te duce dintr-un loc într-altul, întreba de fiecare dată, parcă era tipic, ce ai fost mă tu afară? Doctor, bă, aici nu mai ești nimic. Nu mai ești nimic. Așa vă spuneau? Da. La toți. Mereu era acest la emotiv. Deci ați fost, domnule doctor, timp de 6 ani, nimic, ca da. Să-i citesc pe anchetatorii dumneavoastră. Înainte de a fi fost nimic, ce ați fost? M-a asistat la Facultatea de Pediatrie, la profesor Rusescu. Profesorul Alfred Rusescu, da, unul dintre pediatrii importanți din istoria pediatriei românești, nu? Mari pediatri, creator de școală, de clinici și un om cu multă personalitate. De ce îl chema Alfred? Așa a avut imaginație tatălui, care era inginer silvic și el era iritat de treaba asta. Era român? Român. Și profesorul Rusescu v-a ținut la catedră. Da, eu făceam parte din grupul de studenți căminici care nu aveau ideal să rămână în învățământ, să rămână în București și așa mai departe. Idealul nostru era să devenim ca practicieni. Și în fiecare cameră era câte o hartă cu toate localitățile mai însemnate din țară, cu spitalele și cele mai solicitate erau orașele de munte. Cu toate că dumneavoastră nu proveniți dintr-o zonă de munte, nu? Nu. Eu sunt născut într-un mic sat
din nord-vestul județului Dolj, sat de deal pe malul drept al Jiului, Mihăița. Sunteți oltean jet-beget? Oltean jet-beget, fără să am atributele de oltean, de vorbăresc, din fipte. Păi dacă ați fi avut atributele de oltean, poate ați fi fost vreodată măcar într-o televiziune, domnule doctor. Or, am aflat cu stupoare că până astăzi dumneavoastră n-ați pus piciorul în nicio televiziune din România. Lumea mea este familia mea, spitalul și rudele și prieteni foarte puțin. Pentru că, mai ales după ce am ieșit din închisoare, noi trebuie să ducem o anumită viață. Lumea se ferea de noi. Lumea se ferea? Se ferea. Ați simțit asta? Da, am simțit. Sau ați primit la ieșire niște instrucțiuni ca să evitați? Să nu ne mai vedem cu cei care au fost în închisoare. V-au spus asta la ieșire? Categoric. Când am ieșit, ne chema pe fiecare. Și la unile erau și un formular de mulțumire și își lua angajamentul că voi spune securității și că nu mai face acte de dușmanie împotriva Republicii Populare Române. Formular de mulțumire pe care îl semna fostul deținut? Da. Față de organe, că a fost ținut acolo la pensiuni. Și de angajament, da. Domnule doctor. Și la mine, bineînțeles că am refuzat așa ceva. Și când ați ieșit de la pușcărie, ziceți că ați fost instruit să nu luați legătura cu foștii colegi de pension și să nu povestiți niciodată ce s-a întâmplat acolo. Da, da. Și ați respectat asta. Da. Până în 89. Până în 89. M-am mai văzut cu câțiva, dar cu multe, multe măsuri de prudență. Da? Da. De pildă cum? Veneau la mine la spital când eram de gardă. Eu am stat și cu domnul Noica la Jilava. Câți ani ați stat cu Noica în celulă? Am 2 ani. Cum îi spuneați? Domnul Noica. Nu îi spuneați pe nume? Și țăranilor le spunea cu domnul. Da? Și toți erau așa, da. Deci la acea pușcărie, toți bandiții, că bănuiesc anchetatorii, așa vă spuneau. Banditul, asta era expresie, da. Așa că bandiții între ei își spuneau domn, da. Fie că erau țărani, fie că erau doctori ca dumneavoastră, fie că erau filozofi, cum era Constantin Noica. Domnul Noica a avut un rol în celulă de ferment extraordinar. A hotărât să repetăm un fel de liceu, adică fiecare dintre noi preda câte ceva. Dumneavoastră ce predați? Istoria și geografia României, că nu era niciunul. De ce nu v-ați ales un subiect legat de medicină? Pentru că erau încă 2-3 medici acolo, și destul de buni. Exista lecții de biologie, de nutriție, de anumite realimentație, erau un subiect căutat, că era din conștientul oamenilor care sufereau de foame. Cum ar zice medicii, regimul hipocaloric. Și atunci, ca să compensați starea în care vă aflați... Începeau să vorbească despre alimente și cei care mai ales erau unii care avuseseră situații în viață. Așa. Ce mâncă pe la restaurante, bucătăria franceză, am auzit-o, tot felul și vă dați seama că toți ceilalți... Meniuri fastoase? Da, fastoase. Restaurante mari? Da, era ceva nemaipomenit. Ați mâncat cu imaginația? Da, nu multe lucruri, de prăjituri, de... Domnule doctor, acum auzindu-vă, îmi dau seama că aveau de ce să vă prezinte la sfârșit formularul de mulțumire. Da, dar totuși acolo era ceva infernal. Fac o mică paranteză, mă miră că actualii bănuiți, anchetați și mai departe, sau după ce sunt arestați, nu rezistă psihic, nu rezistă cardiac și așa mai departe. Acolo era o rușine să te văicărești. Ei bine, trăim altă epocă, domnule doctor. Da, dar înseamnă că s-a degradat calitatea umană. Da, a fost 113 ore anchetat. Ați numărat? Da, domnul 113 doctor. Ori. Și acum ai mei sunt speriați că eu tot număr zilele și nopțile și din lună. Când le numărați? În fiecare moment spun, a trecut atâta din luna asta, mai e până acum. Știu, de exemplu, eu amărăsc că le spun câte zile mai sunt până când se termină iarna. Aveți chestia asta? Nu se poate. De când o aveți? Din pușcărie. Ați venit cu asta acasă? Nu, numai eu fiecare ne număram zilele. Cu toate că pe hârtie am avut 20 de ani de pușcărie. Atât ați fost condamnat? Da. Muncă silnică de 20 de ani pentru crimă de uneltire. Crimă de uneltire împotriva statului. Ordinii sociale. Da. Împotriva ordinii sociale. Da. Deci, în dărătul aparenței ăsteia de intelectual bonom, se ascunde un răzvrătit, domnule doctor. Atâta lume spune că a fost arestată și chiar a fost, fără să fi făcut nimic. În fine, un om, un intelectual, care vine și recunoaște că n-a fost arestat degeaba. Da. Ce ați făcut? Nu-i bine să vorbim de toate. Domnule doctor, trăim în altă epocă. Adică în lumea studențească, mai ales lumea căminelor, care deși erau sărași, constituiau
fie de țărani bogați, fie de preoți, fie de învățători, toate grupurile astea erau niște mari conservatori, formați într-un liceu dintre astea în care iubirea de țară... Liceu din Craiova, nu? Da, din Craiova. Și când vin rușii și încep să spună că țăranii sunt niște exploatatori, că preoții și au otrăvit sufletele, că marea dragoste a noastră este Uniunea Sovietică, eu care, al cărui tată murise pe front... Așa, unde a murit tata? A căzut prizonier la Stalingrad și a murit în lagăr în Rusia. În noiembrie, 19 noiembrie, a început atacul masiv al rușilor. Au dat peste cap imediat liniile românești și o parte au fugit, o parte au fost luați prizonieri. Lângă tata, în același pluton, era și un arga de-al nostru, Gheorghe Pașol. Și a spus, zice, nene, titi, eu plec. Și mai Gheorghe, eu nu plec, eu am doi copii în școală și nu vreau să fie, le fie rușine că tatăl a dezertat de pe front. A zis tatăl dumneavoastră. Da. Și Gheorghe a venit pe jos. El a povestit că, zice, am ținut pe soare și mai făcea și cu mâna așa. Așa. Și când au început să vină înapoi în România prizonierii de la ruși? După 23 august 1944, în toamna lui 1944. După ce noi am întors armele, da, au venit prizonierii de acolo și au plecat pe celălalt front. Pe celălalt front. Și... la Focșani îi țineam niște cazărme. Am ajuns acolo și când noi eram numai eu, sute de oameni, de femei, veneau din toată țara să se intereseze de rudele lor. Și când ajungeai acolo, într-adevăr, oamenii, prizonierii care veneau, zice, bă, se interesează de cutare, se interesează de cutare, cine știe? Și dumneavoastră cu ce nume erați pe buze? Căprarul Constantin, sergent. Și apare unul și zice, mai copil a murit. Sunteți siguri? Zice, sunt sigur. Și mi-a scos o fotografie a mea pe care i-am dat-o lui tata. Deci era sigur. Mama, din momentul în care a căzut tata prizonier, ea n-a mai purtat decât... vesminte negre. Atunci avea 35 de ani și a mai trăit până la 73 de ani. Și nu plângea în fața noastră. Se ducea în pivniță și plângea. Și când ați fost la pușcărie, a știut ceva de dumneavoastră? N-a știut nimic. Dar ai mei nu erau supărați că am ajuns la închisoare. Pentru că erau așa de încrâncenați împotriva regimului și, cum spuneai, a milogilor și a hoților, că a spus, trebuia să ajung acolo. Trebuia să ajung acolo, băiatul nostru. Mai ales bunica, care era pornită. Pentru că tatăl meu a fost țăran înstărit. Ce însemna în epocă un țăran înstărit? 30-40 de hectare. Foarte mult. Da. Avea școală tata vreun pic? Avea 7 clase, dar era abonat, de exemplu, în tot timpul la zi, era universul la noi. A, da. Acum parcă mi-aduceți aminte de moromeții. Da. Dar își lucra pământul singur? Nu, cu oameni. Dar părinții lucrau și ei, da, efectiv, și pe noi, pământul ăsta? Și noi copiii. Câți copii? Trei băieți. Și care dintre băieți a fost hărăzit să rămână să aibă grijă de pământ? Al doilea. Așa ne-a testat tata, că al doilea era bun gospodar. Cum v-a testat? După cum munceam la câmp, care era randament pe care îl făceam. Și nu invers, care a fost cel mai bun la școală? Nu, că să fie gospodar, să aibă îndemânare. Deci tata l-a destinat să rămână și a hotărât ca doi să meargă la carte ca să nu se împarte pământul. Săracu, frate mijlociu. Dumneavoastră ați făcut școală, ați ajuns medic. Da. Cel mic ce a făcut? Inginer electronist. Și mijlociu destinat să rămână țăran bogat cu, da, zeci de hectare de pământ, da, acolo. Bănuiesc, când a venit cu operativizarea, a rămas fără nimic, nu? Nu numai că a rămas, dar a trebuit să părăsească și satul. Spunea, eu mă culc și mereu mă visez arând și boii noștri și vitele noastre. Și a plecat în fabrică și a lucrat în fabrică, muncă grea, foarte grea. Ce muncă? Încărca și descărca saci în combinatul de la Ișalnița. O viață? O viață. Și vă trăiesc frații? Trăiesc toți trei. În timp ce bănuiesc atâția dintre cei care v-au bătut acolo, poate sunt de mult pământ de flori, cum s-ar spune. Da, e adevărat. Așa, când am aflat, au murit înainte de ținuților politici. Mă miră că o mare parte din foștii deținuți politici supraviețuiesc, deși sunt niște epave, slabi, prost îmbrăcați, însingurați, amărâți, marea majoritate. Cu ce ocazie ați ajuns totuși acolo? Pusesele mișcări de studențești în timpul Revoluției din Ungaria. În 1956. În 1956. Aveați 33 de ani. Da, studenții fierbeau.
Eu aveam foarte bune legături cu studenții și atunci eu m-am dus la trei profesori și i-am întrebat. Am mers la profesorul meu, la Rusescu, și i-am spus, profesor, dacă sunt mișcăși, trebuie să vorbiți în amfiteatru, vorbiți. Dar zice, dragă, categoric. Și dacă mă împușcă, eu vorbesc. Vorbele lui Rusescu. M-am dus la Lupu și Lupu m-a îmbrățișat și vorbesc. Fătul meu, vorbesc. Mă duc la profesorul Burghele și zice, măi Emile, tu o să mori adolescent. Păi așa crezi, da, păi crezi tu că rușii o să îi lasă pe unguri să facă hora mare, să-i dea afară din țară? După ei urmăm noi, bă, și cum suntem noi lichile, o să pățim mai rău. Oh. Potolește-te! Profesorul Burghele avea luciditatea, da, și pragmatismul chirurgului. Da. Pe vremea în care ați avut discuția asta cu profesorii, ceea ce se cheamă autonomie universitară funcționa în vreun fel? Nu mai funcționa din 45. Imixtiunea comunistă în facultate a început cu pierderea autonomiei universitare. Și cum a intrat politicul, da, în universitate? Întâi că a venit un decret prin care depinde direct de Ministerul Învățământului. Și a fost atacat, o parte de profesori s-au opus și a fost o ședință dramatică acolo la nivelul Consiliului Profesoral și profesorul Ciocâlteu, care conducea, care era decan, a făcut un atac de cor și a murit pe loc. În ședință? În ședință. A spus că sunt băiat de țăran, mi-am făcut studiile în Anglia, am încercat să fiu corect, nu știu mai ce. Și când își făcea cuvântul ăsta de mormântare din învățământ, atunci a căzut și a murit. Secvența asta cu decanul care moare în timpul discursului lui, da, e secvența cheie, e momentul în care autonomia universitară în România s-a, da, pierdut. Da. Profesorul Burghele, deci, da, v-a spus că sunteți un etern adolescent și totuși dumneavoastră ce ați făcut? Eu n-am vorbit numai cu ei, am mai vorbit și cu alți colegi, bineînțeles că au ajuns la urechile securității și securitatea a anunțat partidul și a anunțat și cine trebuie să fie eliminați. Ați făcut un fel de muncă de propagandă. Da. A meritat? Vă dați seama că v-a costat 6 ani din viață și un ochi? N-a meritat și n-a fost eficient. Dar când m-am întâlnit cu un coleg de facultate, la predeal, promoția mea... Când asta? Peste ani? După 90. Se tu știi, mă, de o discuție de-a noastră. Zic, nu știu, tu știi ce mi-ai spus, că trebuie să facem ceva. Că nu vom reuși. Dar sunt sigur că nu după 10, poate după 50 de ani va cade comunismul. Să știe că în țara asta românească au fost oameni care s-au opus la această grozăvie, care e comunismul. Înțeleg că și colegul ăsta a rămas un etern adolescent. V-ați întâlnit niște nu numai eu. Cam asta. Ei, și v-ați trezit dat afară din învățământ, v-ați trezit la pușcărie, dar ați avut niște semnale după ce v-au dat afară din învățământ. Întâi am fost imediat numit la Spitalul de Copii de la Bariera Verului, actualul Victor Gomoiu. Fostul 23 august. Post, da. Și după ce ați ieșit din pușcărie, ați mers tot acolo. Tot acolo, da. Și cale de o viață ați fost medic la, da, Spitalul 23, da, august. Da. Dar când ați fost dat afară din învățământ, profesorul Rusescu, care ținea la dumneavoastră și care vă luase asistent și pe care ați încercat să-l corupeți, ce v-a spus? Apoi el știa că avem limbajul comun. El era un anticomunist atât de inveterat că atunci când a murit Stalin, vine la mine și spune, dragă, a murit cel mai mare criminal al lumii și al timpurilor. Hai să punem mâna pe pierde, să sărbătorim asta prin spargerea geamurilor. Rusescu, care era un om în vârstă, spune, domnul profesor, potoliți-vă. Cum așa? Păi mergeți în clinică să vedeți că o serie de colegi de ale noastre au pus bazma neagră pe cap și bâze prin colțuri. Doctorițe? Doctorițe. Sincer sau era teatru? Teatru, dacă să arăte ele. Era prostituția, la sensul figurat al cuvântului, era generalizată. Și profesorul Rusescu zice, nu le înțeleg. Pe Obuf, Obuf era portar, o înțeleg, dar pe astea. Pentru că la ele era dublat de prostituție intelectuală. Da, dar în 8 octombrie, țin minte că acum... Mania dumneavoastră cu datele. 8 octombrie 1958, deci, mă trezesc cu portarul de la Spitalul Pandur la mine acasă și spune, domn doctor,
șeful vă spune să fiți dimineața la 6:30, să fiți la grădina icoanei, lângă statuia lui Dumitru Brătianu. Șeful fiind cine? Profesorul Burghele, era portarul lui. Mă duc la 6:30, era întuneric, se oprește cu mașina, mai ia în mașină și îmi spune: mai Emile, o să te mănânci șacalii ăștia, te închid. Am rămas așa, zice, nu numai pe tine, o să închidă mulți, și studenți și profesori, pe ăștia mai cu moți, care îi jenează. Voi sunteți, voi veți avea rolul de coțofene, ca să-i speriați pe ceilalți, să nu mai miște în front. M-am îmbrătișat și te rog să-i transmit salutări că îl iubesc pe Sandu Popovici. Sandu Popovici era un chirurg renumit în București, prieten de generație cu el. Și unde îi trimitea salutări? La închisoare. La pușcărie? Era, da. Așa s-a despărțit profesorul Burghele și m-a salutat și spune: ai grijă să nu uiți cu Popovici. Salutări lui Sandu Popovici. Da. Și întâmplător l-ați întâlnit în cei șase ani pe bietul Sandu Popovici? El a fost la Aiud, eu nu am fost la Aiud. Ce epocă! Da. Domnule doctor, erați deja însurat? Da, eram însurat. Soția era student în anul 6 și am un băiat de un an. Soția dumneavoastră e cea Hertha cu care semnați cartea. Da. Da. Și am văzut că e și dedicați ediția a 6-a cărții în amintirea soției mele Hertha, cu care am plănuit, am scris și am trăit această carte. Da, amândoi ne-am iubit și am trăit meseria. Soția era nemțoaică? Săsoaică de lângă Făgăraș, în comună Cincu Mare. Dacă am avut ceva frumos în viață a fost această căsnicie. Copilul avea un an când ați plecat și când v-ați întors avea 7 ani. 7 ani. A fost grea revedere. Pentru că, să știți, cei șase ani de viață sunt esențiali. Și pe urmă, cât timp ați fost la pușcărie, cale de 6 ani, soția dumneavoastră a știut ceva de dumneavoastră? În anul al 5-lea a știut că atunci am avut voie să primesc un pachet și am trimis o scrisoare. Eu nu știam dacă a divorțat sau ce s-a întâmplat cu ea. Și divorțase? Nu a divorțat. Atunci ne-a adunat pe toată colonia și ne-a promis la fiecare câte o carte poștală. Prima carte poștală după 5 ani. Prima și singura. Și atunci eu am scris mamei, că nu știam ce s-a întâmplat. Mama, bineînțeles, că a venit cu scrisoarea la București, a adus-o soției și soția mi-a trimis un pachet. Caraliu despăcea pachetul. Adică înainte de desfăcea pachetul, trebuia să spui 3 persoane care au putut să trimită. Ca să nu fie, vezi, Doamne, ajutor legionar sau ajutor de la capitaliști și așa mai departe. Și eu am spus 3 nume și atunci el mi-a spus, unul din numele ăsta a trimis pachetul. Am desfăcut pachetul. Ce nume a spus? Mama, soția? Mama și un frate. Și fratele inginer de istrie. Și a spus unul din nume este asta. Dar mi-am dat seama după ordine și după lucruri, plus există un miros al fiecărui corp uman pe care îl are și copilul și își cunoaște mama și care rămâne o viață întreagă. Mi-am dat seama că ea a trimis pachetul. 2 zile după ce am luat pachetul, am mers în brigadă și eu n-am desfăcut pachetul și n-am gustat din el. De ce? Atât eram de emoționat. Era ceva ca un simbol în sfârșit. 2 zile nu v-ați atins de pachet. Și mai mult n-am dat 400 de țigări, că fiecare am avut 400 de țigări și toți colegii mei care erau fumători erau morți. Și vine în sfârșit un coleg de brigadă și spune: domnule, nu vă supărați, dar uite, Poenaru era un băiat din Ardeal care fusese în Munții Apuseni și care fusese împușcați vreo 3-4 dintre ei, un om extraordinar de fin. Și te-a spune, se poate să nu împărțiți dumneavoastră cu nimeni. Îi spun: domnul Iacob, e neînceput. Și atunci l-am despăcut. Și pe urmă ați împărțit, nu? Păi sigur, toți împărțeam, așa era. Asta i-a și salvat. Solidaritatea și corectitudinea deținuților politici. Și nu v-a trimis fotografia copilului? N-a trimis, că nu era voie. Și domnul Căpraru s-a întors acasă și se întâlnește cu propriul lui fiu, care are 7 ani, era și el un mic domn. Da, și cum v-a privit? Era la poartă. La Câmpina, părinții soției aveau o casă pe care o avem și noi acum și el era în fața cursii și încet, încet s-au reluat relații. A fost destul de greu pentru că el n-a știut că eu am fost la închisoare. Multă vreme nu i-am spus, pentru ca să nu se simtă vinovat și să nu spună la alt copii, să ferească alți copii de el. Deci atunci avea aproape 7 ani, pe la 90 ani îl văd că se joacă cu o țigară. O țigară în miniatură. Și îi spun, nu, nu-i bine să fumezi.
Dar zice să nu fume. Și îi spun, de ce? Dar tu de ce ai fumat? Spun, Cristian, n-am fumat niciodată. Și de ce minți? Nu-i bine să mă minți. Dar de unde ai spus ăsta? Păi eu nu știu că tu ai lăsat-o pe Muti, că în limba germană, pe Muti și ai plecat în Dobrogea și n-ai venit decât după ce și-ai cerut de acolo țigări și ai venit după ce ți-a trimis pachetul. Asta a rămas el în minte. Deci el nu știa că ați fost la pușcărie, da. El reținuse că erați în Dobrogea și cerați țigări. Și că mama a suferit atât de mult din cauza ta. Asta a rămas. Și când i-ați spus adevărul copilului? Clasa 3 sau a 4 era la școala germană. Și vine de la ambasada germană să trimită 32 de copii în Germania, să fie însă români, dar de dori să știe limba germană. Diriginta și cu profesorul Saftu, directorul adjunct, și firarii ei, dracu de nemți, las că le trimitem noi un român, care e pe jumătate nemț, care vorbește și perfect nemțește, 6 ani a vorbit aproape numai limba germană, și care este și un tip reținut și serios. Vine băiatul și spune, uite, Muti, ce mi-a spus vineri diriginta, că eu o să plec în Germania. Vine soția și spune, ce facem? Zice, dragă, ca să nu-l taie după listă, du-te și vorbește cu profesorul Saftu. Se duce și spune, domnul profesor, uite care e situația noastră. Să nu afle copilul. Profesorul Saftu, care era un om de un profesor de limba română, știe, mare, ținut așa, zice, nu cred, doamna doctor, dar stai că-l chem pe un profesor care preda marxism-leninismul și care era activist de partid. Vine și îi spune, las că intervin eu, treceți-i pe listă dacă socotiți că merită. Plecă într-o sâmbătă, vineri seara, îl anunță că a venit lista de la securitate cu ștergerea numelui lui. Și atunci i s-a spus ce s-a întâmplat. Cine i-a spus? Soția i-a spus, uite, eu sunt Săsoaică și Sașii, au fost deportați și se socotesc că au fost împotriva românilor în timpul cei tatăl tău a fost închis, pentru că a fost împotriva guvernului. Ca să știe, da, era că adevăr. Nici mama lui, nici tatăl lui nu erau... Nu aveau dosar pe românești ar fi. Și copilul a suferit? A suferit și a devenit mai prudent. Prudent și temător o viață întreagă, pentru că am întors episodul ăsta, au mai fost și altele. Domnule doctor, totuși aici ca o paranteză, după dumneavoastră, e bine să li se spună copiilor adevărul întotdeauna? Să li se spună, dar poate e bine ca un copil să nu știe încă ce este moartea, ce este boala și așa mai departe. Dumneavoastră, care ați fost un om care a spus întotdeauna ce a gândit, ați avut tăria să ieșiți de acolo, să vă întoarceți acasă și atâția ani să nu îi spuneți nimic copilului de unde veniți? Adulții deja trăiau această schizofrenie, una la serviciu și una acasă, dar bar în copilul să aibă un singur comportament, un singur limbaj. Ce știe el? Ce nu trebuie să știe? Ce nu trebuie să vorbească? E bine să nu știe. Și ați vrut să-l feriți? Să-l ferim, da. Poate ați greșit. Poate ar fi fost mai bine să-l inițiați mai devreme, să-i oferiți alte arme de luptă. Nu știu dacă am făcut bine sau nu. Dar încet, încet el și-a dat seama și după episodul ăsta a văzut ce se întâmplă. Când a terminat facultatea, a fost cu diplomă de merit și merita să fie în București, l-a trimis în provincie. Am telefonat la colegii mei care erau în învățământ și îmi spuneți că și tu și Hertea sunteți deștepți și vă dați seama că cu dosarul vostru el nu poate să rămână în București. Asta se întâmpla în anii 80. Da, în anii 80. Deci iată, știți, se spune că în 64 au ieșit deținuții politici, că în România n-au mai fost deținuți politici. De fapt, urmările poveștii ăsteia s-au întins decenii, până în anii 80. Până în 90, tot felul de săcăieli și de turnătorii, unele nu de securitate, dar oamenii simțeau nevoia să se pună bine cu partidul. Vă spun un episod. Vine odată la spital acolo cineva de la Anima Film să facă un film cu nutriția copil. Merg la profesor și profesorul zice, noi nu ne ocupăm, dar uite Emil Căpravlu se ocupă de treaba asta. Și merg, am notat de 12 ori la Anima Film și am făcut un film. Despre nutriția copilului. Despre nutriția copilului. Și spune, domnule doctor, să știți că veți primi o sumă frumușică și mi-aduceți o adeverință de la spital. Eu îi spun, domnule, nu cred că îmi dau adeverință, ce nu se poate. Mă duc la spital și directorul spune, nu se poate.
cum puteți să vă închipuiți că un nume de al dumneavoastră să apară pe genericul unui film? Și Doamne, nu se poate. Da. Directorul era un medic? Medic primar. Și cum v-a refuzat o simplă adeverință? Era o dreptul simplă, dumneavoastră. O simplă adeverință. Și întreb eu, Cardeleanu, ați apărut pe generic sau nu? Nu. N-ați apărut un biet generic de film, de la anima film, la care ați și muncit? Da. N-ați apărut? 12 zile pe o căldură, era o căldură nemaipomenită. Ce credeți? Cel mai important lucru de urmărit în viața asta, care e? Demnitate. Soția putea pleca în Germania ca să soaică, nu? Nu, să emigrăm, dar noi n-am vrut. Vă spun expresia ei, n-am mai fi noi. O, ce frumos! Da. Așa a spus. Da. Nu plecăm pentru că n-am mai fi noi. Și ați ieșit? 91 am mers în Austria, la niște rude, dar 91 a murit ea. Pentru noi era ora 25. Dar măcar ați avut șansa să prindeți 90-ul și soția? Da. Și măcar ați văzut că ceea ce v-ați dorit cale de atâția ani s-a împlinit. Marea cucerire e că n-am mai trăit în teamă, care e ceva extraordinar. Și dumneavoastră n-ați avut niciun fel de, cum să spun, dorință de a face carieră, ci ați avut doar dorința de a vă face bine mezeria, nu? N-am vrut să fac carieră. Nici n-ați fi putut. Să nu mai irit pe nimeni și nici n-aș fi putut. Dimpotrivă, chiar când s-a mai evit momente ca eu să mai dau cât un concurs sau altceva, am evitat ca să nu intru în față, să nu supăr pe alții. E un miracol, totuși, în contextul pe care mi l-ați povestit, că ați reușit și dumneavoastră și soția să vă puneți numele pe o carte. Da. Editura Medicală, când a publicat prima ediție a cărții, în 81, nu? Da. A întâmpinat niște greutăți. Directorul și cu secretara editurii au luat legătură cu securistul editurii și cred, parcă și cu secția de propagandă sau ceva de învățământ a CC-ului, și-au obținut aprobare. Aprobarea ca un pediatru cu un dosar prost, fost deținut politic. Să scoate o carte. Iată, asta a fost mica dumneavoastră răzbunare, domnule doctor. Vă dați seama? Că ați scris o carte, gândiți-vă acum. Ați scris o carte care a avut succes. Și a mai apărut la ediția a treia o traducere în limbă rusă, care a avut un tiraj extraordinar. După primul tiraj au mai cerut rușii încă de câte 100.000. Așa că nu rușii v-au îndoctrinat pe dumneavoastră, ci dumneavoastră i-ați îndoctrinat pe rușii. Da. Spuneți-mi, domnule doctor, care credeți că e lucrul cel mai important pe care trebuie să-l urmărim față de un copil? Întâi, dacă este iubit, mama îl alăptează. Laptele și dragostea de mamă nu se înlocuiesc. Toate celelalte revin după aceea. Bine, dar sunt copii înfiați și care s-au dezvoltat frumos și au înflorit și, dimpotrivă, copii care au crescut lângă mama naturală și care nu s-au dezvoltat atât de frumos. Nu există o diferență mare între copilul născut biologic și copilul adoptat. Diferența între copii survin între copiii care trăiesc în familie și copiii care sunt instituționalizați, adică creșe și cămine. Acolo intervin tulburări de comportament și chiar de dezvoltarea copiilor. Am fost chemat în familie care au adoptat un copil și vă mărturisesc că am greșit. Erau ca niște jivine, adică copil de 4 ani care mergea pe brânci, care mânca de jos. Doamne, și ați văzut așa ceva? Am văzut așa ceva. Și cu ce v-ați înșelat? M-am înșelat că am spus că nu știu dacă să refac. Și? Se căsătoresc acum. După 90 am fost chemat de către ăștia care au adoptat copii și am greșit. Adică am apreciat că are o encefalopatie care nu știu dacă va fi recuperată. O subdezvoltare? Nu, o leziune a creierului. Dar el, de fapt, toate tulburările și subdezvoltarea lui și deveni copil handicapat prin carență de îngrijire. Deci copiii ăștia care, i-am văzut uneori la televizor, au mișcări dezordonate, se bâțâie în pătucuri, da. Nu pentru că ar avea ceva la creier, ci pentru că au fost crescuți prost? Bâțâiala, de exemplu, se zice că este lipsa de mișcare, nu se mișcă. Copilul are nevoie de mișcare. Domnule doctor, deci sunteți fericit că v-ați înșelat și că și aceia erau copii sănătoși. Da, da. Se spune că obezitatea începe în leagăn. E adevărat? Adică ce mănâncă copilul în primul an de viață are consecințe mult mai târziu. Da. Și dumneavoastră ne sugerați acum că încă și mai important decât mâncarea pentru un bebeluș e afecțiunea, da. E hrana sufletească.
Deci sufletul unui om se naște în leagăn? Există un factor ereditar. Adică în aceeași familie găsești un copil care e trist, gânditor și disciplinat și altul care plânge neastâmpărat. Unul care vrea să doarmă tot timpul la prânz și ăla care nu vrea să doarmă la prânz. Deci copii complet diferiți, crescuți în același mediu și cu aceeași zestre genetică. Corectitudinea alimentației. Da. În ce ar consta? Primul lucru este să nu fie forțat. De câte ori vrea să mănânce, să-i se dea să mănânce. Și să nu fie forțat la ore fixe? La ore fixe. Adică rațiile rigide, orarele rigide, fixe, nu fac decât să forceze copilul. Dar ani de zile s-a mers pe orare fixe și rații fixe. Ani de zile a fost. Dar forțat să mănânce și ce nu le place? Nu. Iar cu riscul de a declanșa unele carențe pentru o perioadă de, îi dai alimentul pe care el îl dorește și îl tolerează. Și dacă el dorește numai ciocolată, să zicem? Ciocolata nu știe copilul, numai mama, dacă a făcut greșeală să-i dea ciocolată. Asta intervine mult mai târziu. Și e interesant că aceste caprici în ce privește apetitul nu sunt identice cu oricare persoană. Cu unii membri ai familiei mănâncă și cu alții nu mănâncă. Cu alții simte să se... El este un diplomat și până la urmă un speculant al sentimentelor, da? Și atunci el, în lupta lui de a cuceri mediul înconjurător, printre alte mijloace, este ritualul mâncării. Dacă în familie când vine, se dă telefon și când vine, a mâncat, ce a mâncat, de ce n-a mâncat, el e pe recepție. Și asta e vârsta lui, nu. De-abia așteaptă să fie în centrul atenției. Altfel, dacă a mâncat și nu, mama nici nu vine, pe urmă vine toată familia și se frământă. În jurul lui, că de ce n-a mâncat? El este împărat. Deci, secretul care trebuie reținut de aici e că niciodată nu trebuie discutat în jurul copilului despre mâncare? Nu, să se laude mâncarea, ce bună este. Mai mult, să mănânce și persoana respectivă să mimeze sau să mănânce din mâncare. Și niciodată să nu premieze un copil că a mâncat ceva? Nu, nu. Dumneavoastră, un etern adolescent, un rebel cu cauză, cum ați fost dumneavoastră, cum ați împăcat disciplina, deci totuși să crești un copil disciplinat și rezonabil, asta e o direcție, și în același timp nu un copil dresat, un copil care să rămână independent și să aibă reactivitate la mediu. Vârsta cea mai importantă în educație și formarea ființei umane rămân cei 6 ani de acasă. 6, nu 7? Nu, nu. Acum în pediatria modernă de 6 ani se vorbește, în toate părțile pământului. Deci cei 7 ani de acasă sunt primii 6. Da. Vârsta de la 1 la 3 ani este numită de unii vârsta lui nu, și vârsta distrugerilor și a nelegiuirilor. Și pe urmă, după 3 ani, e vârsta... Vârsta lui de ce? Deci copilul între dresaj și independență. În tot cazul se înlătură bătaia. În al doilea rând, bătaia nu se acceptă decât într-o singură situație. Când el face ceva care îi pune în viață pericol. Adică merge pe stradă, coboară pe partea carosabilă sau în casă face ceva. Atunci rămâne... îi se dă chiar câteva palme. Îl iei și interzici. Nu mergem la plimbare. Nu vorbim cu tine o jumătate de oră. Își pune ceasul deșteptător. Dar toată lumea are unitate de acțiune și de vederi. Nu, lasă-l copilului că facem și așa și el deja simte și se poartă în mod diferențiat după cum persoana respectivă este mai slabă sau mai nu. El încearcă să câștige pe de o parte mediul fizic care este un educator consecvent și dur, pentru că el dacă dă cu capul, aleargă, bate darabana, așa, până aici. Se urcă și escaladează patul, cade, dar a doua oară nu mai încearcă. Dar cu ființa umană care e inconsecventă și mai ales în care sunt inconsecvențele sau consecvențele țin de fiecare în parte, acolo este slăbiciunea și acolo intervine alintarea manifestării de domn Goe. Ați văzut părinți neiubiți de copii? Pentru că nu au știut să se apropie de ei să iubesc. Au fost absenți. Nu există părinți neiubiți de copii. Există copii indiferenți, dar în subconștientul lor rămân totuși nostalgici după dragostea de părinți. Este ceva ancestral care nu se poate defini și nu se poate înlocui. Deci sunteți categoric împotriva bătăii? Împotriva bătăii, da. Care, după dumneavoastră, nu e ruptă din rai? Nu e ruptă din rai. V-ați bătut vreodată fiul? Da, și am regretat.
Și v-ați cerut scuze? Da, dar ei tot înregistrează toate actele astea, să știți. Le țin așa ani de zile minte. Pe dumneavoastră tata v-a bătut vreodată? Da, de câteva ori și rău. Pe adulții care vă privesc acum, îi sfătuiți că atunci când greșesc față de un copil, să-i ceară iertare? Să-i spun am greșit. Ați avut printre pacienți copii nefericiți din familii cu bani și care le puteau oferi sau le pot oferi orice? Foarte mulți. Care pretind ce nu trebuie. Copilul trebuie să trăiască în modestie. Deci chiar dacă sunt bani, dumneavoastră pledați pentru modestie? Să le dai prilejul să zboare, spun eu. Să devină independenți. Să nu fie supraprotejați. Și mai există ceva. Copiii trebuie să trăiască în tradiție. Ziua de naștere, ziua numelui, sărbătorile astea tradiționale, indiferent de credință, trebuie respectat. Cel puțin între 1 și 3 ani, rolul bunicilor este covârșitor și de neînlocuit. Dumneavoastră sunteți bunic? Am un nepot și o nepoată, dar sunt mare acum. Ați fost prezent în primilor 3 ani? Am fost, dar pe copilul în primul rând al părinților. Da, dar ca bunic măcar în primii 3 ani la cei doi nepoți, ați recuperat un pic din ce v-a lipsit când erați plecat la pușcărie? Am recuperat, dar mai trăiau străbunicile lor. Care au ținut locul nostru. Deci rolul de bunici l-au jucat străbunicile. De ce? Pentru că dumneavoastră erați prea ocupat cu copiii altora. Nu prea ocupați, dar oricum, timpul... ca bunic ați recuperat un pic, ceea ce ca părinte n-ați avut ocazia. Și s-a simțit în toată viața, și a copil, și a băiatul. Cred că ați mai recuperat după aceea, nu? Da, sperăm. Ați simțit vreodată că astea s-au șters și că ați recuperat în afecțiune? Nu se șterg niciodată. Dar spuneți-mi, frustrările un copil? Da, rămân. Ce gen de frustrări? De la alimentație până la libertate de mișcare, până la frustrarea familiei, că a plecat tatăl, că a plecat mama, situațiile conflictuale la care a asistat, inegalitatea cu care a fost tratați copiii, astea sunt frustrări. Iar nedreptățile care sunt fixate sau proferate de părinți, că ăsta e deștept și ăsta e prost, ăsta e cu minte și ăsta nu e cu minte, ăsta e băiat care trebuie iubit și ăsta e fată. Ați avut asemenea cazuri? Da. Și cum ați luptat cu părinții ca să... Le spun treburile astea. Medicul de copii este și un educator. Așa că eu, în casele în care am fost și pediatru, sunt medic întregii familii. Ați constatat că în unele familii unul dintre copii e mai iubit decât altul? Foarte multe. Mă mândresc cu averea tot așa și cu copilul, m-ați înțeles? Împotrivă, se spune că întotdeauna cel slab e mai când iubit. Când e vorba de handicapat, da. O mamă care avea doi copii și a făcut un encefalopat, a avut o expresie, zice, domnul doctor, știți că eu m-aș retrage ca o cârtiță numai cu copilul ăsta. Care era un encefalopat grav. Vă dați seama, nu? Să stea numai ea cu el și să-l îngrijească. Să-l iubească. Și să-l iubească. Da. Medicina te învață să fii modest. Adică o afecțiune care pare banală sau este comună și care se vindecă în majoritatea cazurilor, poate să fie să aducă moartea. S-a vorbit de rujeola acum. Rujeola, în marea majoritate, nu se întâmplă nimic. Dar în unele cazuri, omoară. Și atunci, în relativitatea asta totală, vă dați seama, mai bine decât oricine, cât de greu se crește un copil? Cât de greu și de riscant. Însă, pericolele au trecut foarte mult. Nu mai vorbesc de trecutul medicinii, dar de când sunt eu. Întâi au apărut antibioticele, sulfamide, care au salvat și salvează infecțiile. A apărut vaccinuri. Nu mai avem spaimele bunicilor cu bolile care omorau. Dar civilizația a adus alte pericole. Unul din marile pericole e televiziunea, cu filmele de groază și de brutalitate. Copiii rămân robii televizorului, cu tot ce văd acolo. Trebuie să le spui treaba asta. Cui să le spui unor adulți, ei înșiși dependenți de televizor? Asta e drama. Copilul are nevoie de libertate, de natură. Părinții pun copilul la niște probe extraordinare, solicită prea mult de la copil, să facă pian, să facă limbi străine, 3-4 preocupări încât copiii ăștia obosesc. După dumneavoastră e mai important libertate și natură? Decât încărcat copilul cu prea multe noțiuni. El are timp de specializare mult mai târziu. Toate gradele de învățământ de la noi supraîncarcă copilul. Dar copiii se apără de supraîncărcarea asta? Prin indiferență. Dar asta înseamnă dispariția bazei de cultură pe care o are el mai târziu. Domnul doctor, intrați într-o casă, vedeți un copil chinuit de părinți și dus în toate părțile toată ziua, țineți discursul ăsta de față cu copilul?
Patiile sunt de față cu ei. Cu copiii vorbiți cum ați vorbit cu mine acum sau cu copiii folosiți un alt limbaj? Nu, limbaj normal. Cel mai greu de examinat pentru medic rămâne copilul între 1 și 3 ani. El vine acolo, dacă a mai fost speriat poate plânge. Ați speriat vreun copil vreodată? Nu. Cum faceți? Copilul simte cine îl iubește. Eu am ajuns pediatru, vă spun, eram un simplu extern într-o secție de pediatrie. Și după 4 săptămâni, șeful secției vine și mă cheamă în birou și îmi spune, dumneata, trebuie să te faci medic de copii. Nici nu prea venea la vizită, domnul profesor, de unde a scos? Și eu am o soră aici, așa, Anuța, și ea când vin externii și internii, după câteva săptămâni, îmi spune cine e medic de copii. Era o femeie în vârstă, mă primește în fața ușii, mă sărută și spune, domnul extern, să vă faceți medii de copii, că o să aveți 3 rânduri de casă și 2 fășii de moșie. Era pe vremea cabinetelor. Și dacă nu era asistenta de la pediatrie, poate v-ați fi ales altă specialitate? Neurologie și psihiatrie să voiam, da. Și e bine că nu le-am făcut. De ce? Că în loc să trăiți printre nebune, ați trăit printre copii. Vă spun o scenă. Vis-a-vis de mine, la Policlinica Cuplată, era profesorul Voiculescu, mare neurolog. Și seara când terminam, amândoi aveam mulți bolnavi și mai schimbam câte o vorbă. Și mi-amintesc de o experiență. Ce bine, domn doctor, că aveți o disciplină optimistă, pe când a mea e numai cu nenorociri. Un singur lucru a greșit, Anuța. Ați ajuns pediatru iubit de atâția copii, dar cu rândurile de case și de moșii. Cu medicina nu se face avere. Unii mai fac. Acum. Dar pe vremea mea, majoritatea aveau cabinete. Am trăit pe lângă câțiva chirurgi. Și erau foarte bogați? Nu. Cu ce câștigau și modernizau cabinetul, își permiteau unele concedii și, notați, banii pe care îi aveau, îi investeau în, nu numai în cabinetul lor, dar și în spitalul în care lucrau. Și Rusescu, la care am stat eu, de multe ori când vedea că nu mai există ceva, zice, dă-o de la mine. Deci, Anuța v-a hotărât specialitatea. Da. Dar de unde, doamna Anuța? Și păi dumneata nu vezi că numai la dumneata copiii nu plâng, iar când intră domnșoara cu tare și cu tare plâng ca din gură de șarpe. Serios? Da. Copilul simte. Ce simte? Copilul nu are nevoie de maimuțăre. Ce simțea copilul la domnișoarele alea că începeau să răcnească și la dumneavoastră când intrați? Păi se spune că poți să cumperi orice în afară de dragostea unui copil și guduratul din coada unui cățel. Adică să simte, astea nu trebuie discursuri. Copilul simte ce? Cine iubește, cine are puterea de a iubi.